cum aduceți oameni noi în politică? Eu personal, ca să aduc oameni noi în politică, nu pot să dau decât trei exemple. Nu e aceeași mărie cu altă pădării, dacă vin aceiași primari. Tocmai de asta m-am întrebat. Dacă vin aceiași primari... Da, doar nu vin ca să fie membri, au o stătească o cotizație. Vin să-și conserve un job și să muncească. Dacă comunitatea îi dorește ca primar, dacă comunitatea îi votează ca primar, dacă comunitatea consideră că ei merită să fie în continuare primari, înseamnă că ei au făcut ceva acolo. Dar comunitatea nu are de unde alege. Comunitatea alege de pe o listă într-o comună în care sunt 3, 4, 5 dacă oameni. Noi în comuna respectivă avem... cum ajungi pe listă. Dacă noi în comuna respectivă avem organizație, avem candidat la primărie, niciodată nu l-am dat deoparte ca să vină altcineva din alt partid peste ce am muncit el până acum. Câte organizații sunt totuși comunale? Organizații comunale sunt 68 la ultima discuție, da, 68. Da, este aproape acoperit. La municipiu a stabilit candidatul la primărie? Sau dumneavoastră sunteți ca firea, sunteți candidat la candidatură? Toată lumea este candidată la candidatură în prima etapă. Toată lumea care dorește. Și apropo de ce se discuta din aur și de președinție, la noi pe platforma partidului, platforma online, există o cerere de aplicație, oricine poate aplica, absolut oricine poate aplica, pentru orice funcție își dorește să o ocupe în... se analizează, se... Cine chiar da, cine analfabet, adică... Da, poate aplica. Apoi se face o triere, o selecție, un interviu și așa mai departe. Care să vedeți dacă știi scris sau... Altă întrebare este... Este pregătit AOLU să sprijin un candidat independent, dacă nu-și găsești un candidat propriu? Noi avem candidați și la primărie și la CJ. Noi am făcut publici. Și se vor face publici conform schemei programate în interiorul partidului. Așteptat. Cum a răspuns și domnul Șoptică de altfel, în funcție de orarul partidului, o să anunțăm. Nu vă faceți cinste comparație. Nu am dorit să fiți ca domnul Șoptică. Dar nu e vorba de comparație între mine și dumnealui. Era vorba strict de o modalitate de acționare. Candidații sunt deja bătuți în colegi. Știți cine sunt candidații? Da. Și la Consiliul Județean și la primărie. Și nu-i anunțați pe motiv că... Da. Dacă vor fi alegeri în iunie? Ce trebuie să întâmple asta până ca să fie momentul? Există un program electoral al partidului pe care noi îl respectăm. Da? Există un protocol pe care va trebui să respectăm la rândul nostru. Am spus de fiecare dată, în fiecare conferință de presă pe care o avem, inevitabil apare și întrebarea aceasta. Și am spus, se va anunța acest lucru într-o conferință de presă, făcut special pentru anunțarea candidaților la acest de ceva? De absolut nimic. Noi, în momentul, noi considerăm că la acest moment nu avem ca prioritate anunțarea candidaților. Stați puțin, dacă ați spus candidaturile sunt bătute în cui odată și altădată, ați spus candidaturile sunt deschise pe internet și faci o selecție. Nu, am spus că există posibilitatea aceasta ca și, ca și principiu. Pe platforma noastră așa există. Deci, la cu domnul Puri. Aveți voi intenții? Da. Eu îți votez. Ați avut sondaje efectuate la nivel de municipiu și județ, în fapt celelalte formațiuni? Nu. Și cum ați stabilit candidații? Candidații, când vor fi dezvăluiți presii, se va povesti și despre ei și cum au fost stabiliți. Dezvăluiți prost spus, nu spioni. Dar cum ați făcut sondaje, cum ați stabilit? În baza ce? Spre selecție, vă gândesc, la mis. Ce te recomandă? Serios, cum ați stabilit candidați? Dacă spuneți deja aveți candidatul la primărie și la CJ, dar nu aveți un sondaj, cum i-ați stabilit? Ați tras paiul mai scurt? Care e modalitatea? I-ați dat o dictare? Nu e vorba de dictare, dar când faci un sondaj de opinie... Dar nu ați făcut. Când faci un sondaj de opinie, cum stabilești ce persoane intră în acel sondaj de opinie? Aia care pot prima dată. Aia care îi vor prima dată și care îi consideră partidul niște vector de imagine. Și dacă s-a considerat că cel care a avut și este considerat de partid un vector de imagine și este considerat ok din punct de vedere al CV-ului și al pregătirii pe care o are, nu mai este necesar să se facă un sondaj pentru acea persoană. Adică v-ați descris dumneavoastră acum, nu? Nu sunt numai eu cu aceste caracteristici în partid. Din fericire, nu sunt singura. Mai sunt persoane bune. Vor fi două femei candidate și la primărie și la Consiliul Județean? Nu. Nu pot să răspund. Mai corect spus. Altă întrebare. Dar nu știi la cine te gândești. Crede-mă.
Îl dau urlă, scoțar.